Ne aflăm în Exploring Together 3.2, ediția de Meridional, un traseu pe care l-ați mai văzut, dar avem alte personaje. În această expediție suntem 10 mașini. Avem și o mică monstruozitate pe 38-uri, care s-a gândit să lucreze așa din prima zi. Suntem începători și am montat cortul invers. Unde mă pot pune? Acolo. Acolo? E foarte bine unde te-ai așezat. Eventual mai în față, un pic, un metru și... Ok. Păi că mă gândeam, știi, dacă stau în mașină și dorm, nu vreau să ies în ploaie și să deschid aici, așa că apăs înăuntru butonar și se deschide. Da, asta e hobby-ul meu, tot. Tu l-ai făcut? Tot. Serios? Asta am mai făcut acum, alaltă ieri. Serios? Te-a speriat, te-a speriat Kitty când au zis că nu-ți ajunge motorina? Da. O să zic? Prima oasă trebuie să băgăm astea. Activități de noapte. Nu? Bă, dar nu cred că ne-a uitat bine, bă, John, ai ce partea asta înaltă, începutul, acord. Și capătul în cui? În ce cui? Ăla bagă-l în capăt, aici. Așa, exact, așa, așa. A, aici, ok. Așa. A, ok. Bun, la fel și tu. Da, așteptăm să-l bage și el. Sper ca următoarea ieșire să fie cu el pe mașină. Nu cu de asta. Ce e, mă, vreau? Ce corpul e? Ia uite cine a făcut ochișor deja. Neața. Bună dimineața, Kimi. Neața. Cârnăciorul de dimineață? Da. Ce vrea iară? Ce dorești? Ce dorești tu? Da, Kitty, pe partea cealaltă se trage. Eu zic că se agăța să de ceva și de aia l-am mai dat toată. Pe partea asta. Ce? Păi nu pot să-l strâng. De ce nu poți să-l strângi? Să fie foarte amuzat. Producție de oră știe. Producție de proprie horror știe. Îți ia praf așa că Ioana ce să culc, dar dacă culci aproape tu nu mai încălzește apa. Hai, ce probleme. Mâine ne vom descurca mai bine. Ia să vedem cu ce ne lovește Florin. Ceva deosebit. De la cârnații? Culoarea asta roșie. Da, băiau de la cârnații. Avem și extragerile pentru cei care stau pe toată săptămâna, să vedem care va fi în fiecare zi cine va fi conducător. Am bilețel și vedem în ce zi ești. Iau pe unul că... Așa, la voi. E bine. Bun, ia să vedem care. În ce zi sunteți? În 3? 1. Exact la tufe ești tu. Exact unde e mai îngust. Cine așa, vrea un 3? Voi sunteți 1, perfect. 4. O să fie interesant. Și avem și punguliță. Mulțumesc. Cine trebuia... Care Florin trebuia să fie cu Toma? Eu. Tu trebuia să fii cu Toma. Și de ce n-ai venit fără Toma? S-a răzgândit Toma. Florin? Sticăre, tricouri cu nume. Sper că toată lumea v-a înfărizat numele corecte, tricouri. Pentru că vor fi comentarii unde este locația XXXYZ, nu dăm hinturi din aceste locații decât ce vă prindeți din imaginile prezentate, pentru că vă așteptăm alături de noi în tururile pe care noi le organizăm în țară și curând probabil și în afara țării. Să avem niște cadre și cu drumul. Alex, se pare că nu mai are răbdare încă două nopți până la Vidraru și gustă din râușor.
fain aici. Dar cum de nu te-ai încumetat, Serghei, pe urcările astea din stânga? Exact aia. Ușurel, nu la rupere. Este suficientă aderență, nu-i nimic periculos, se poate merge încetuți la aderență frumos. Bună ziua! Bună. Bine v-am găsit la locul de campare. Da, de aici, din Balta, asta ai scos pește. Da. Din lacul celălalt. Din lacul vulturilor, că așa se numește lacul. Ăla e lacul vulturilor? Nu, asta e băltoaca vulturilor. Ăsta e băltoaca vulturilor. Asta nu este lacul ăla, Iezer? Da. Din Iezer. Din Iezer. Am spus prima dată e mai greu, apoi ne obișnuim. Am înțeles. Poate te-nbat. Ia uite, băi, deja e umflată salteaua. Și cortul instalat. Și cortul e umflat. Pe zi încă. Pe zi. Nu știu de ce ți-ai făcut probleme că n-ajungem pe zi să campăm. Nu mi-a făcut probleme că n-ajungem pe zi, da. Nu era chiar frumos la lanternă să instalăm cortul. Ei, ce casă cu deja asta odată ieri. Eu poate reușesc să-l dai pe partea cealaltă. Da, uite la ce mă uitam. Să vine într-o oră. Îndepărtare acolo. La ploaia aia, la trebuia ploaia. Să vină la ora 6. Dacă ne-a ocolit până acum nu mai vine. Tot n-am văzut apă, ne pe aici măcar de asta. Și m-am uitat la ea, nu era rafală, era poză, știi? Da. Nu-i cam mare focul pentru... Aia că nu e focul. Bă, dar ce bine la foc! Da. Hai că pare că maxim 15 minute după ce s-a oprit ploaia, gata și astea. Da, da.
Îi faci un deviz? Da, am mai ridicat de câteva ori. Ai băut? Ai băut? Reconfigurare. Îi place, la Arnold nu-i place, că e unde tapiseria acum. Tot asta a fost și aseară. Dar ce crezi, că nu găsește cheița de la conservă? Scapă cineva. De la betoneră nu găsește mânerul să ne bascule. Avem aici curajoșii. Îți arăt rău alertul să vezi de ce face Cătălina asta. L-a văzut și el. Sau ar trebui să fac și eu asta? Bă, l-am văzut numai după vreo 10 minute mi-a sunat telefonul și m-a panicat. Am zis, bă, ăștia nu vor să trăiesc eu. Îmi dai mie manometru? Da, poți să apeși. Și să zici când să apăs. Poți să apeși acum. Tu apasă pe lume. Suntem foarte Și ora? 7, nu? Uh-huh. 7 dimineața. Aici la munte se ridică mai repede soarele. Acum, ultimile pregătiri pentru urcarea cea mare. Asta ne-a ieșit, că am dat să ne facem motorul. Zici că v-am filmat așa de fain, ne-a ieșit.
Ce? Zici că v-am filmat așa de păinești. De-aia și ieșit așa frumos. De-aia ieșit, da. Și după ce plecăm de aici o să trebuiască să urcăm toți. Deci ordinea la intrare, dar asta pe când ajungeți la mine, unde-s eu, unde vă aștept, va fi Serghei, eu, Arnold și după aia va intra Adi cu teracanul. Aici, stânga. Și după el intru eu și după aia vii Arnold. N-aveți deschisă, trec cu Ioana și Serghei. No, dați-i pe trec. Adică i-am dus la Nestor, să-i am că trebuie să facem aici dreapta. Pare mi-a scăpat acest detaliu în care să vă zic că și următorii, în afară de liderul de grup, trebuie să urmărească trecul și să-l tragă de urechi pe liderul de grup când acesta greșește. La mine. Ce? Bă, ce nenorocit e. Da, da, de aici reluăm ordinea în care am venit până aici. Cine are chef de o chestie un pic tehnică poate să meargă prin față pe la Arnold, e o coborâre. Oare pe un tren? În general pe traseu? Pe coborâre asta unde merge Arnold? A, nu, poți să ocolești frumos un copăcel. Aici de obicei se făcea balet pe trei roți. Asta că o luat-o pe aici. Că dacă o luat pe unde erau urmele, era și baletul.
beton. Vă știți camerele. Aici intrarea, parcă 4, 5, 6 sus la etaj, din câte știu. Deci, să poate și mă. Unde scrie camera? Pe ușă. Nu, dar cine? Pe WhatsApp. Pe WhatsApp. Ah, e pe grup, da. Camera. Madalina, nu știi încă camera în care ești? Nu. Suntem 5. Am început procesul lui curaj. Delicios.